Salut! În videoclipul acesta o să discutăm despre niște detalii șocante în legătură cu crash-ul FTX. După ce o să vedeți acest video, o să vă gândiți de două ori înainte dacă merită să vă țineți banii pe CEX-uri sau nu. Pe lângă asta avem și alte știri interesante despre Coinbase, Arbitrum, dar și ETF-ul Bitcoin Spot. Astăzi nu vă mai menționez de like și de comentariu pentru că știți deja ce trebuie să faceți. Este ora 6 când înregistrez acest videoclip și avem Bitcoin la 26.755, Ethereum la 1.541, BNB la 205, Solana la 21.4, DOT 3.68, Link la 7.1 și dacă mergem un pic mai jos o să vedem și EGLD pe undeva pe aici, la 23.49 de dolari. Indicele de teamă și locomie este la zona de 44, a mai scăzut puțin de ieri, sentimentul din piață încă este de frică. Lichidările în ultimele 24 de ore sunt destul de mici, de 40 de milioane de dolari, din care 49,97% pe longuri și 50,03% pe shorturi. Aproape jumate-jumate la lichidări. Hai să vedem acum subiectele de astăzi. O înregistrare de 75 de minute obținută de Cointelegraph arată momentul exact în care fostul CEO al Alameda Research, Caroline Ellison, le-a spus angajaților despre utilizarea depozitelor clienților FTX. În această înregistrare, ea le-a spus la 15 angajați că Alameda Research împrumută bani de la FTX. Alameda împrumuta o grămadă de bani prin împrumuturi pe termen deschis și folosea pentru a face diverse investiții nelichide. Banii clienților, mai exact. Deci să presupunem că eu am fost un utilizator FTX, iar apoi banii mei se duceau în contul Alameda, de unde făceau diverse investiții. Nu vreau să generalizez și să spun că toate CEX-urile fac același lucru cu banii clienților, dar de ce să te riști cu criptomonedele tale să le ții pe CEX, mai ales când există atâtea soluții? Dacă nu vrei să dai banii pe un cold wallet cum este Ledger, Trezor, îți faci frumos un wallet cum este MetaMask, Trust Wallet, Xportal sau așa mai departe, un hot wallet. Îți notezi pe o foaie fraza secretă și muți toate fondurile pe el. Aici mă refer la investițiile pe termen lung, pentru că nu merită să fie păstrate în custodia CEX-urilor, pentru că nu se știe niciodată ce se poate întâmpla mâine și mai bine dormi atunci când știi că tu deții cheia privată, nu CEX-ul îți deține cheia privată. Hai să vedem acum un alt articol tot legat de FTX. Fostul director executiv al Alameda Research, aceeași Caroline Ellison, a dat o parte din vină pentru eșecul FTX pe CZ, CEO-ul Binance. Ea spune că din cauza acestui tweet a căzut atât de mult tokenul FTT, când CZ a spus că o să vândă toți tokenii FTT pe care el îi deținea prin Binance. Probabil să aibă o vină aici și CZ pentru că a pus paie pe foc. Apoi a spus că poate o să cumpere FTX, dar ideea principală la care m-am gândit, dacă FTX deținea în siguranță fondurile clienților și nu îi împrumuta la Alameda, exista o șansă să existe suficienți bani încât să plătească clienții care voiau să-și retragă fondurile. CZ a răspuns la această acuzație într-un tweet și a spus că nicio afacere sănătoasă nu poate să fie distrusă de un tweet și mi se pare foarte adevărat acest lucru. El spune că din această cauză că Caroline a postat tot în 6 noiembrie acest tweet, unde i-a propus lui CZ ca la Alameda Research să cumpere toți tokenii pe care Binance îi deținea. El spune că din această cauză a scăzut FTT atât. Vreau să discutăm acum și despre Arbitrum, pentru că este un proiect cu mare potențial din punctul meu de vedere. A apărut această știre, cum că a oferit un grant de 40 de milioane de dolari în tokenul ARB mai multor proiecte din ecosistem. Acest lucru ar putea contribui la atragerea de noi bani către ecosistemul Arbitrum. 29 de proiecte pe Arbitrum și-au prezentat produsele și serviciile deținătorilor de tokeni ARB în cursul săptămânii trecute, sperând să câștige voturi pentru o parte din cele 50 de milioane de tokeni ARB în valoare de aproape 40 de milioane de dolari la prețul actual. Protocolul de trading, GMX, a obținut cei mai mulți tokeni, în total 12 milioane de tokeni ARB în valoare de aproximativ 10 milioane de dolari, urmat de Gains Network cu 7 milioane de tokeni ARB. Se așteaptă acum ca aceste proiecte să folosească tokenii pentru a oferi recompense sporite utilizatorilor care susțin aceste protocoale, cum ar fi furnizarea de lichiditate sau utilizarea de servicii. Am reușit să găsesc această listă cu proiectele care au aplicat. Vedem că GMX a obținut cea mai mare finanțare. Puteți să puneți pauză să vedeți cum se numesc proiectele, dar n-am înțeles foarte bine dacă toate proiectele din această listă au primit tokenii sau unele au primit și unele nu. Și mai este și aici o altă listă.
am găsit această poză cu volumul de tranzacționare pe spot al Coinbase, care a scăzut cu 52% față de 2022. Coinbase a înregistrat un volum de tranzacționare pe spot de aproximativ 76 de miliarde de dolari, în scădere bruscă față de același trimestru din 2022. Vedem aici ce s-a întâmplat în Q3 2023 și vedem ce s-a întâmplat în Q3 2022. Vedem că aici a fost sub 200 de miliarde de dolari și acum în Q3 este de 76 de miliarde de dolari. Volumul pe Coinbase este foarte scăzut în ultima perioadă. Vedem că este într-o scădere continuă. Și în final am găsit și această știre interesantă legată de ETF-ul Bitcoin Spot. Astăzi este ultima zi în care SEC poate face recurs la decizia privind Grayscale Bitcoin Spot ETF. Dacă nu reușesc să facă apel la decizia instanței până la sfârșitul zilei, nu vor mai avea nicio cale de a refuza alte ETF-uri Spot Bitcoin. Ca urmare, vor fi obligați să le aprobe pe toate. Așadar, dacă SEC nu acționează până la sfârșitul zilei de astăzi, este foarte probabil să asistăm la aprobarea tuturor ETF-urilor Bitcoin Spot. Acesta a fost videoclipul de astăzi, sper că informațiile prezentate să vă fie de folos. Vă mulțumesc dacă ați rămas până aici și vă invit să mă urmăriți și pe Twitter. Pentru cine își dorește să susțină canalul, poate să devină membru și o să aibă acces la niște beneficii extra și până atunci noi ne auzim data viitoare. Ciao! Acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să ne dai un like și să te abonezi. Îți recomandăm să arunci o privire și peste videoclipul următor. S-ar putea să-ți placă.